Ofertele pentru masa de revelion sunt tentante. În Drobeta Turnul Severin, prețurile sunt cuprinse între 160 și 250 de lei de persoană. Reprezentanții restaurantelor vă promit o seară de neuitat. Avem o surpriză, o tombolă cu diferite premii, orchestra, care vor fi doamna Sanda Argin, Lucian Cojocaru, pe muzică ușoară l-avem pe Alexandru Bunghez. Și eu zic un meniu pe măsura locației noastre. Spuneți-mi ce preparate le pregătiți oaspeților. Avem o gustare rece mai complexă cu rulade de pui de porc făcute de noi în bucătăria noastră, prosciutto, brânzeturi fine, apoi preparatul din pește somon, mozaic de somon cu șalău, alături cu crevete, legume gratinate. Și la preparatul de bază, curcan caramelizat, piept de curcan caramelizat, cu muș de porc, la cuptor cu sos brun. În cazul în care vreți să mai prindeți un loc liber într-un restaurant, ar fi bine să vă grăbiți cu rezervarea, căci locuri disponibile nu prea mai sunt. Îi așteptăm pe toți cei care vor să petreacă trecerea dintre ani la restaurantul nostru cu un meniu diversificat, cu bucate tradiționale, stropite din belșug cu băuturi fine. Prețul este de 200 de lei, atmosfera va fi întreținută de artiștii renumiți de la Doina Gorjului. Iar dacă aveți mai multe zile libere, puteți pleca mai departe de casă. Vecinii noștri sârbi au oferte tentante pentru cumpăna dintre ani. O noapte de cazare, masa festivă de revelion și micul dejun de a doua zi vă costă doar 70 de euro. Pentru două zile veți scoate din buzunar 120 de euro. To speak straight to your vein, let it flow right to your brain, amplify spiking the pain. This one is slightly insane. Music explaining, we do it filter rap. În cazul în care vreți totuși să petreceți pe meleaguri românești, veți scoate ceva mai mult din buzunar, dar și distracția va fi pe măsură. Pentru o noapte de cazare veți plăti între 150 și 700 de lei. Pentru bucatele tradiționale veți cheltui în jur de 250 de lei. Atmosfera însă face toți banii. O surpriză pentru oaspeții la final de an, restaurantele cu fițe au pregătit și un foc de artificii, așa ca să le lumineze anul celor care vor ciocni o cupă de șampanie la cumpăna dintre ani.